Bună dimineața! Suntem în 24 decembrie 2022. Liniștit îmi beam și o cafea în dimineața asta, uitându-mă la T-Rex, cel care este subiectul în vogă al canalului Dragos Gavrila în momentul de față, susținător al canalului Dragos Gavrila, așa cum se, se presupune. Și am văzut acest videoclip al lui Costin, în care Costin spune că se retrage din mediul online pentru că s-a făcut o nedreptate, pentru că s-a apelat la niște youtuber, pentru că. și așa mai departe. Pare că pentru a doua oară trebuie să vin în spațiu public ca să încurajez niște oameni să-și continue activitatea normală. Nu, cea de zi cu zi, nu? Ce face fiecare. Pare că acum, după tot evenimentul cu, cu domnul Ilie Iacomi, s-a întâmplat ca și Costin. Să zic acu, a, că acum se retrage. Costine, zici că ai 12 ani. Serios acum. Deci este un concurs, am înțeles, nu ești de acord cu el, nu ești de acord cu modul în care s-a organizat, nu ești de acord cu acest băiat a cărui zi de naștere a fost acum două zile. Bun, nu ești de acord cu faptul că nu ai câștigat trofeul, ok, bun, te înțeleg pe chestia asta, înțeleg că e frustrant, dar ce treabă are canalul de YouTube uh, și cei 13.000 de abonați pe care îi ai cu contul lui Dragoș Gavrilă care face acest concurs și care este organizat cum este organizat, cu care tu nu ești de acord? Ce treabă are activitatea ta stupidăi? Uh, nu, videoclipurile tale prin care ai învățat foarte mulți oameni uh, apicultură sau niște secrete. Și treabă are toată această activitate cu un concurs. Cu Băi oameni buni. Lăsați acum astăzi 24 decembrie, da? Mâine este 25, Sărbătoare Mare. Hai să lăsăm toate uh, ideile astea la o parte. Închidem canalul de YouTube, ne supărăm, uh, că s-a făcut, că s-a adres. Trebuie să învățăm să mai suportăm și criticile. Scopul nostru cu aceste canale de YouTube ar trebui să fie învățarea oamenilor care sunt mai puțin pricepuți decât noi. A unor tehnici, a persoanelor care sunt foarte capabile, le mai arătăm ce avem noi prin stupină, mai facem schimb de contacte, mai ne întâlnim, mai cunoaștem lume nouă, oamenii îi susim pe toți. Eu sunt unul dintre aceia mici, eu am 570 de subscriberi și țin la fiecare dintre aceștia. Dacă tu costine cu 13.000 de subscriber zici gata, am închis canalul, înseamnă că tu, pe acei oameni, îi discreditezi din start. Adică, oamenii ei ți-au dat un vot de încredere și tu închizi canalul, că, na, Oamenii ei se așteaptă la ceva conținut de la tine. Nu sunt un fan al unuia sau al altuia, dar e deranjant când prag de sărbători. Se întâmplă ca oamenii, uh, nea Ilie, tu acum, să decideți așa, gata, închid tot, închid prăvălia. Ce se întâmplă cu toți acei oameni care v-au dat acel vot de încredere? Încă o dată, eu cu 577 de subscriber, țin la fiecare dintre ei și încerc să ofer materiale cât mai bune, precum s-a văzut, pentru subscriberii mei. Hai să încercăm zilele acestea, să ne odihnim, să încercăm zilele acestea să reflectăm asupra situației, să începem să luăm niște decizii ca niște oameni maturi și să ne continuăm activitatea așa cum ar fi normal. Fără să facem uh, presiune pe public fără să încercăm să defăimăm pe unul și pe altul, uite, eu în momentul de față mă uit la T-Rex. Îi dau și subscribe. Vrei să-i dau subscribe? Hai că îi dau. Deci, nu știu dacă o să se vadă, dar sunt abonat la t -rex. Da? I-am dat omului acestea un vot de încredere. Oamenii care ți-au dat 13.000 de oameni, care ți-au dat votul de încredere, ce, ce faci cu ei? Mai reflectă un pic asupra situației, pentru că nu e ok. Așa fiecare, hai să ne supărăm și să ne frustrăm că s-a întâmplat ca direct să vină într-un concurs și așa mai departe. Nu intrăm în polemici de astea, dar e vorba despre oamenii pe care i ai de comunitate pe care ți-ai format-o în atâția ani de zile. Ai grijă de tine și mai reflectă un pic asupra situației. Toate bune!